greu după părerea mea în campionat, pentru că întâlnim o echipă care până în acest moment este echipa care nu a primit gol, fie acasă, fie în deplasare. Sperăm ca noi să fim aceștia care realizăm înscrierea cât ori mai multe goluri în poarta lor și să ne ajutăm cele trei puncte pe care eu zic că avem foarte mare nevoie pentru a merge liniștiți spre ceea ce ne-am propus adică promovarea Liga 1. Întâlnim o echipă care este bine organizată, o echipă cu jucători experimentați ai diviziei B. Chiar unii dintre ei au activat și în Liga 1. Eu cred că în continuare și-au păstrat spiritul oltenesc și se vor agăța de orice pentru a obține ceva. Ori noi, cred că am avut o partidă în urmă cu două zile bună, în Cupa României, un joc care ne dă speranțe. Cred că fiecare dintre componenții echipei au înțeles și mai mult decât atât, au respectat ceea ce am cerut și fiecare dintre ei au simțit de viața lor că atunci când se întrebuițează la maximum pot obține rezultate și pot repeta la un joc frumos și plăcut, chiar și eficient. Pentru că, de fapt, în urma jocurilor, atunci când tragi linie, pentru mine contează mai mult decât orice eficient. Nu știu dacă și pentru dumneavoastră. Către ei contează întrebările și răspunsurile pe care le-ați adunat. Și din altfel, aș mai întreb, duminică mergi cu Severin? Ce le zici? Aștept să rezultatul la poliție. Le-ai duminică să pot intra. Nu, că nu. Nu, dar duminică e comisie ta. Dacă te-am venit să vreau să rămân. Ce pare să fie un meci dificil? Da, va fi un meci dificil. Întâlnim o echipă care are aceeași complicat și noi. În schimb, o să vină la Timișoara și trebuie să ne... Ce știți despre ei? I-ați văzut pe video? Încă nu i-am văzut. Mâine o să avem ședința video, o să-i vedem. Dar, primul important este să ne refacem mai după meciul din cupă și să ne adunăm iară să ne concentrăm cât mai bine și atunci nu cred să le plăcă. Vă zăvați un pic că jucați împotriva unei echipă care nu a luat gol încă? Care nu a luat gol? Da, nu a luat gol până acum. Da, e o echipă bună, care are jucători care au mai... Din câte știu, au mai fost pe la 10 minute lumure și înainte și-au plombat. Deci o echipă cu jucători experimentat. Sperăm să le dăm noi primul gol aici și să-i facem. A fost mai solicitat în meciul de cupă decât cele din campionat? Da, a fost un meci solicitant, cu o altfel de încărcătură, a fost un meci contra unei echipe de Liga 1. Dar avem timp destul ca să ne refacem. E fotbalul mai încălcit în Liga 2? Mai greu de jucat? E puțin mai greu de jucat pentru că multe echipe nu iasă la joc, nu îți oferă spații. Se trag în apărare și atunci e mult mai greu ca să-i ataci pentru că a aglomerat foarte bine în zona lor de apărare și e mai greu ca să ajungă la el foarte, dar asta e la meci ce face, trebuie să găsim soluții, să ne antrenăm pentru astfel de meciuri și ușor să găsim cât mai multe soluții ca să ne facem apărarea diversă. În schimb, vă ajut pentru tine ca fundaș, când ai adversari, creze probleme, mai ales că dacă adversarul nu apare. Să fii tot timpul concentrat pentru că poate să te surprindă oricând în contra-atac și atunci dacă nu ești concentrat poate să dea un gol și îl vor tare spre coste. Vă gândiți la meciul cu UTA deja? O, deocamdată nu ne gândim la meciul cu UTA pentru că cel mai important meci e tot timpul cel care urmează. Și după aceea trebuie să batem în primul rând duminică și după aceea o să fie și pregătiți și meciul cu atacatare.
detalii îmi deranjează faptul că nu puteți juca la turnul. Stai, ce să faci? Primul rând, suntem în Liga 2 și astea sunt regulile, astea sunt condițiile, nu avem ce face, trebuie să jucăm de la ora 11. Ar fi frumos să jucăm nocturnă, suntem mai obișnuiți, dar asta e.